Romanița Iova n-are cu ce se mândri. Fiul ei, Albert, a crescut și este copia fidelă a pilotului Adrian Iovan. Romanița Iovan are un băiat cât ea de mare pe care îl iubește enorm de mult. Romanița Iovan a suferit un șoc după moartea soțului ei. Chiar dacă erau deja despărțiți, însă își amintește de el prin Albert, fiul celor doi, care seamănă lăit cu tatăl său. Romanița Iovan are cu ce se mândri. Fiul ei, Albert, a crescut și este copia în varianta blondă a pilotului Adrian Iovan. Albert Iovan are acum 13 ani și seamănă lăit cu tatăl său, singura diferență fiind că este blond și nu brunet, precum era tatăl său. Drept urmare, Romanița Iovan are cu să se laude. Cei doi au o relație foarte strânsă și petrec mult timp împreună, după cum indică și descrierea fotografiei postate de Romanița Iovan. Ona Andonli, nereunul și singurul virgulă este textul scris de Romanița Iovan la fotografia cu fiul ei. Chiar dacă cei din jurul lor spun că Albert seamănă lăit cu regretatul pilot, o internaută a observat diferențele și este de total altă părere față de restul oamenilor. Pana acum câțiva ani mi se părea lei tatăl său, dar acum, echipul mamei, aceiași ochi frumoși, același zâmbet, același optimism în priviri. O mama mândră de așa fiu. Vai îmi bratisez. Virgulă este comentariul internautei. Romanița Iovan a povestit într-un interviu mai vechi că a fost devastată de moartea fostului ei soț și declară că a fost cea mai mare încercare din viața ei și a fiului ei. Adrian îl lua pe Albert de câte ori Albert dorea să stea cu el și îl aducea de câte ori Albert dorea să fie înapoi acasă la mine. Practic, l-am înconjurat pe Albert cu iubirea celor doi părinți fără să simtă care doi părinți despărțiți. Ei erau despărțiți doar de adresă. M-am simțit, într-adevăr, foarte responsabilă și foarte tristă când Adrian a murit, în 2014, în felul în care a murit. A fost pentru mine. S-a sfârșit lumea. A fost cea mai mare cumpănă prin care am trecut până acum. Și pentru fiul meu la fel. Dar, ceea ce nu te doboară, te face mai puternic. Virgulă declara creatoarea de modă într-un interviu.